Bună săgetător și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 16-22 ianuarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Săgetător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal, am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragii mei săgetători, pisica nu a venit la niciun semn zodiacal, deci voi sunteți privilegiați, ca să spun așa. Pe 18 ianuarie, Mercur își reia mersul direct în semnul Capricornului. Iar asta înseamnă pentru tine că în sfârșit îți găsești locul, în sfârșit începi să te simți mai apreciat, să te simți bine, se îmbunătățește valoarea pe care tu simți că o ai. Cei mai mulți săgetători reușiți ca începând cu 18 ianuarie să vă rezolvați niște probleme foarte importante legate de bani, legate de achiziții, de vânzări, de ce nu, dar mai mult aș merge pe ideea aceasta că în sfârșit îți dai și tu seama cam care este valoarea ta, în mod special dacă discutăm de relațiile cu ceilalți. Pe 20 soarele intră în vărsător, iar asta reprezintă pentru tine o perioadă până spre finalul lunii februarie. În care ai ocazia să înveți niște lucruri foarte, foarte interesante de la persoanele dragi Se îmbunătățește comunicarea cu bărbații în mod special, fie că discutăm de prieteni, frați, vecini, tot ce ține de zona aceasta. Și bineînțeles, dacă ești un săgetător și ești bărbat, vezi că este o perioadă în care vei comunica mai mult, vei concentra pe drumuri, pe tot ce ține de zona aceasta. Se mai luminează, se mai rezolvă, începând cu 20 ianuarie, acele probleme legate de o mașină, probleme legate de drumuri sau chiar probleme legate de rude și de anturaj. Cei care aveți examene, vedeți că sunteți favorizați, dar cu Lilith acolo în semnul leului e nevoie să învățați și foarte, foarte bine. Adică na, nu, nu merge doar cu noroc, da? că vărsătorul cam vrea, vrea lucruri concrete. Bun. Pe 18 are loc o conjuncție între Soare și Pluton din semnul Capricornului. Conjuncție care s-a mai produs și anul trecut, dar de această dată este cumva diferit. Este un moment în care tu poți să pui capăt la cele probleme legate de stima de sine, deci respectul pe care l ai față de tine, valoarea pe care tu consider că o ai și de asemenea tot ce ține de zona aceasta a banilor. Se rezolvă niște probleme. Nu știu, îți găsești un loc de muncă sau în sfârșit reușești să îți mai echilibrezi anumite probleme legate de bani. Vezi că este un moment bun să înveți energia banilor, că și aici e, e o poveste, dar nu e totul doar așa material. Vezi ce faci, vezi ce închizi, vezi ce vrei să transformi, pentru că Pluton vine cu transformare, de asta spun de închidere sau de transformare, că el asta vrea transformare. În special în modul de a te organiza sau în modul de a-ți organiza banii. Bun, apoi, ă, luna nouă învărsător, foarte frumos, luna nouă care pentru tine înseamnă faptul că se deschid șase luni de zile în care poți să cunoști pe cineva prin intermediul rudelor sau prin intermediul anturajului, prin vecini, vezi pe acolo ce este. Pe de altă parte, poți să îți programezi, să-ți cumpere o mașină, poți să dai de carnet, poți să te preocupi de zona aceasta. Alți săgetători, chiar aveți o deschidere foarte bună pe tot ce ține de studii. Nu știu, te pregătești să studiezi ceva, dar atenție că nu discutăm aici despre studii înalte, da? Nu. Sunt lucruri din viața de zi cu zi sau știu eu sunt cursuri scurte, specializări din acestea scurte, deci nu sunt lucruri de tip, nu știu, studii postuniversitare și așa mai departe. Dar e de bine. Este o lună care, o lună nouă care pentru tine îți arată o altă perspectivă și asupra viitorului. De ce nu? Să nu uităm că anul acesta Pluton va tranzita câteva luni de zile uh, casa a treia da? și probabil luna nouă îți, îți arată așa mici frânturi, mici idei. Și este ceva ce îți va face plăcere, da? trebuie să îmbini utilul cu plăcut. Bun dragi săgetători, cam atât în mare parte. Hai să vedem puțin și arhanghelii ce îți transmit. Psica vrea neapărat să stea aici la citire. Ce să vă zic are Ceva special cu voi. Hai să vedem dragi săgetători ce trebuie să știți voi. Două mesaje le luăm pe amândouă, sunteți singurul semn zodiacal la care au ieșit două. Este și un cadou pentru că ați rămas ultimii, da? de săptămâna viitoare vor fi capricornii ultimii pentru că voi începe cu vărsătorul, că începe sezonul lor, da? e un cadou pentru ziua lor de naștere, cum a fost și la voi în perioada în care v-ați sărbători ziua de naștere. Primul mesaj este numărul 4. Spontaneitatea și puritatea culorile importante, albastru, argintiu, portocaliu și non-culoarea alb. Copiii pot avea un rol important. Arhanghelul Gabriel este cel care îți transmite următorul dar, următorul cadou. Te ajut să redescoperi puritatea și spontaneitatea naturii tale divine. Îți revelezi starea de copil a lui Dumnezeu, te ajut să trăiești totul bucurie divină, foarte frumos. Este ca o eliberare pentru tine. Următoarea carte: Revelarea Sinelui Divin Nemuritor. Simt că este o săptămână cu niște revelații pentru tine, o săptămână chiar specială din multe puncte de vedere. Numerele importante sunt 2, 9, 11 și 29, iar culorile importante pentru tine sunt albastru, galben, roșu și cam atât. Iar Arhanghelul Jofiel este cel care îți oferă un dar, o ghidare. Deci tu în această săptămână ai o ghidare dublă. Ai doi arhangeli care te ghidează, care îți sunt alături, ai protecție din mai multe părți. Revelarea frumuseților dumnezeiești este tangentă cu calea iubirii, a adevărului, a trezirii Sufletului și a revelării Sinelui Divin Nemuritor. Foarte frumos acest aspect! Ti se cere să iubești, să fii sincer, să spui adevărul, pentru că vei avea niște surprize extraordinar de plăcute. Hai să vedem, dragi săgetători, și tarotul ce vă transmite pentru următoarea săptămână, 16-22 ianuarie, să vedem ce trebuie să știți voi. Care sunt mesajele? Hai să vedem. La baza pachetului avem un 10 de spade. Este clar faptul că ceva se închide pentru tine în această săptămână, poate chiar o etapă dureroasă din viața ta. Însă văd aici și un nou început, se pare că ți-a venit o idee sau ți-ai recăpătat sau îți recapeți încrederea în forțele tale proprii și de aici reușești să închizi ceva, reușești să te eliberezi dintr-o situație Prima carte pentru tine, pajul de cupe, văd aici faptul că apare energii noi în viața ta este o săptămână în care emoțiile sunt foarte, foarte importante, și o săptămână în care un copil poate avea un rol foarte important în viața ta. Poate chiar să fie vorba despre o situație în care cineva chiar este sincer, cineva chiar spune adevărul. Seamănă foarte mult cu energia uh, aceasta din acest card, cu puritatea. În mintea ta, asul de cupe. Foarte frumos! Asul de cupe vorbește despre o veste bună pe care tu o primești în această săptămână. Este o veste de pace, de liniște. Te simți mult mai încrezător în tine. O săptămână în care îți clarifici emoțiile, gândurile, absolut tot, 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 tot ce ține de zona aceasta. Te simți eliberat. 5 de cupe în inima ta. Dragii mei săgețători, este o săptămână foarte intensă din punct de vedere emoțional. Jupiter, guvernatorul vostru, este implicat în această lună nouă. Este cel care face pace. Deci tu în această săptămână chiar poți să fii persoana care face pace, persoana care aduce liniște în jur, care aduce armonia. Cinci de cupe vorbește despre acel moment în care tu te concentrezi aici pe trecut, pe ceva ce nu mai funcționează, cândva a mers, dar trebuie să vezi ce ai acum în jurul tău. Trebuie să vezi unde ești tu cu adevărat. Ce trebuie să faci? Poate să fie o oarecare supărare aici legată de o casă, de o familie sau ceva legat de o relație veche pentru tine. La baza manifestărilor tale, patru de cupe, o săptămână cu foarte multe emoții pentru tine. Patru de cupe îmi spune că ești într-o stare în care ori nu-ți convine nimic, ori este o stare de plictiseală. Simți nevoia de o schimbare, simți nevoia că ceva trebuie să se întâmple. Este ca o monotonie pe care eu o simt aici în cărți, și din partea arhanghelilor și din ce văd. Avem numai cărți de cupe, da? nu este neapărat ceva negativ, doar că. Sunt mai mulți stări la nivel emoțional. Eu nu văd lucruri grâte să se întâmple. Din contră, apare o nouă oportunitate, apare un nou început în relațiile tale, o nouă etapă în viața ta. Turnul în exterior, acum înțeleg de ce au ieșit aceste energii. Tu în această săptămână ai parte de o veste neașteptată, simt să spun tulburătoare, dar este un cuvânt mult prea greu, da? Este. O situație la care tu nu te aștepți este ceva ce se întâmplă foarte rapid, ceva ce duce la eliminarea din viața ta acestor lucruri negative. Se poate lua o decizie undeva anume, o persoană din jurul tău poate avea parte de niște transformări. Apoi, avem patru de spade care vorbește despre o persoană care stă și, nu știu, se relaxează, ca să spun așa. Dar poate să însemne și o persoană care poate avea niște probleme de sănătate și se află într o perioadă uh, uh, în care vrea să își revină. Da, mi-a venit termenul medical în cap, dar nu vreau să vă încarc cu asta. Bun. Uh, pe de altă parte, este o săptămână în care cineva își dorește o pauză, cineva dorește o vacanță, o rupere, uh, o relaxare. Ai tu pe cineva care Vrea așa să se mai relaxeze. Poate să fie cineva care își dorește o pauză, într-o relație, într-o situație anume. Apoi, doi de spade, wow, să săgetători, Doi de spade vorbește despre faptul că la muncă, persoanele din jurul tău nu comunică foarte mult în această săptămână și văd pe cineva care are de luat o decizie. Și parcă această decizie îi face pe toți să tacă, îi face pe toți să nu mai spună absolut nimic și să se concentreze pe ceea ce au de făcut. Cu siguranță luna nouă vine cu surprize deoarece este guvernată de către Uranus care este în Taur. Dragi săgetători, este o săptămână cu surprize foarte mari, o săptămână în care, uite, deci Ești, el, ești eliberat dintr-o situație, pur și simplu, turnul vine și te rupe dintr-o poveste mai puțin plăcută. Dragii mei săgetători, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ți s-au potrivit mesajele, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. De asemenea, dragi săgetători, vă invit cu drag și la previziunile pentru luna ianuarie, dar și la previziunile pentru anul 2023. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.